sezon în deșteptarea. Last Christmas, 7:38. Echipa tigrisorilor de la deșteptarea vă spune bună dimineața. Din Piața Unirii din Timișoara, cred că echipa tigrisorilor de la deșteptarea s-a prins care este șmecheria cu anunțurile alea care vin pe WhatsApp în ultimul timp, aparent toată lumea le primește, și în care ți se oferă un job absolut extraordinar, în care stai acasă și câștigi sute de lei pe zi, făcând practic nimic. Dar ce spun, că îți dau nu știu câte sute de euro pe zi? Da, sau ceva euro, lei, sau pe... nu știu, da. O grămadă de bani. Cei mai mulți dintre noi am dat bloc acestor numere de telefon, care vin multe dintre ele din Africa de Sud, dar i-am găsit o conversație întreagă pe Reddit între niște puști care s-au hotărât să răspundă și să vadă ce se întâmplă. Auzi că acum îmi dau seama, crezi că și domnul Iohannis a primit un SMS de ăsta de a plecat în Africa? Ești căutat un job acolo? Oferit. Da. Și a depus CV-ul un job la negru în Africa de Sud. Bun, deci mesajele sunt așa: bună ziua, nu știu ce, aș dori să-ți ofer un job part-time în care să câștigi sute de euro decât să dai like-uri la clipuri de pe YouTube. Exact. Și unii puști au zis ok, hai să vedem ce se întâmplă. Și au dat câteva like-uri, au trimis screenshot, print screen după like-ul respectiv, și au primit instant în Revolut 30 de lei. Deci le-au dat bani. Ia zi-mă, la ce... Este un schem foarte elaborat, pentru că se întâmplă în felul următor. Îți câștigă încrederea în felul ăsta, după care te mută dacă ai început să intri în conversații cu ei și ți-au virat niște bani. E ok, poți să-i dai contul, nu am ce să facă dacă au doar contul. Nu pot decât să-ți vireze bani. Dar îi dau IBAN. Și îți virează banii, îți câștigă încrederea, te bagă într-un grup și îți mai dau niște task-uri de genul ăsta și spun, te plătim cu 4 lei pentru fiecare like pe care îl dai. Ok. Și la un moment dat îți spun, mai avem o treabă. Pentru că noi facem ceva cu banii ăștia, dacă dai 100 de lei, îți dăm înapoi 130. Și cine dă 100 de lei, primește instant înapoi 130 de lei. Și ești tentat să ai încredere în ei, trimiți banii și pa. Până când se ajunge la o sumă semnificativă, când îți spun, trimite-ne 4.000 de lei și îți dăm înapoi 6.000. Și ăla e momentul în care acolo se rupe toată treaba. Da, exact. În momentul în care... Deci dacă vedeți astfel de anunțuri, chiar dacă... par, cum să spun, să funcționeze. Asta mi se pare, asta mi se pare evoluția în această escrocherie, și anume că ei câțiva pași se ocupă de tine personalmente ca să-ți câștige încrederea și ca să te jupoaie mai mult. Nu încearcă să te fraierească din prima, știi? Mm-hmm. Da, apropo de ce ai spus tu mai devreme, hai să spunem că tu ai spus că IBAN-ul ăla, dacă îl dai, nu e periculos. Cel mai bine ar fi să ignorați mesajele de genul ăsta. Bloc. Pentru că întotdeauna poate exista o capcană alta descoperită de noi până în momentul ăsta sau nu. Da, domnule, nu există. Și nu dați niciun detaliu de pe carduri. Sub nicio formă, niciodată. Da. Nu faceți asta. În niciun caz, pinul și așa mai departe. Fiți prudenți, dar nu există... prânz gratis, cadouri. Nu-ți face nimeni din Africa de Sud cadouri doar pentru că ai intrat în conversație. Cum nu ai văzut Hakuna Matata se aruncă cu portretul în apă? Ăla-i cadou pe bune!